În loc să meargă în concediu, un sibian de 38 de ani riscă să meargă după gratii. Omul a încălcat un ordin de restricție impus de către polițiști după ce, în repetate rânduri, bărbatul în cauză și-a agresat concubina. Ordinul de restricție fusese impus duminică noapte în jurul orei 3. Câteva ore mai târziu, fiica femeii agresate a sunat la 112 și a anunțat faptul că individul a venit în locuința lor și a amenințat cu acte de violență. La fața locului au ajuns de urgență atât jandarmii cât și polițiștii. Cei din urmă l-au reținut pe bărbat, iar ulterior l-au prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a decis arestarea preventivă a individului pentru o perioadă de 30 de zile. Acesta este cercetat pentru amenințare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul provizoriu de protecție. La momentul la care a făcut scandal după ce concubina în vârstă de 35 de ani reușise să obțină ordin de protecție, bărbatul era sub influența alcoolului. La data de 3 iulie, în jurul orei 7 dimineața, o femeie din municipiul Sibiu a sesizat prin apel 112 faptul că un sibian, mai exact concubinul mamei sale, a încălcat prevederile ordinului de protecție provizoriu emis de către polițiștii sibieni cu câteva ore în urmă. La fața locului, polițiștii s-au deplasat și au constatat că bărbatul, împotriva căruia fusese emis deja un ordin de protecție, se afla în imobilul femeii, încălcând astfel prevederile acestuia. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore în centrul de reținere și arestare preventivă Sibiu, fiind prezentat ulterior instanței, iar judecătorul de drepturi și libertăți a dispus măsura arestării preventive a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu și amenințare. În continuare, polițiștii Biroului Investigației Criminale Sibiu efectuează cercetări. Sibiul investește tot mai mulți bani în transport verde. În oraș vor fi amplasate până la finele acestui an încă 10 stații pentru încărcarea mașinilor electrice sau hibrid. La momentul de față, în orașul de pe Cibin funcționează 5 stații publice de încărcare. Acestea pot încărca concomitent 2 autoturisme și sunt amplasate în parcarea de la cazarmă și în cea mai nouă parcare supraterană din Sibiu, cea din cartierul Hipodrom. Am contractat proiectarea și execuția lucrărilor de instalare a încă 10 stații de încărcare a vehiculelor electrice sau hibride în municipiul Sibiu. Cele 10 stații vor fi amplasate atât în zona centrală, cât mai ales în cartierele orașului, în următoarele 5 luni. Cele 10 stații vor fi amenajate în parcarea de pe strada Rahovei, în zona Aleii Șelimbăr, în parcarea de pe Cisnădiei, în zona intersecției cu strada Siretului, în parcarea de pe calea Șurii Mari, apropiere de intersecția cu drumul Ocnei, în parcarea din spatele Centrului Cultural Ion Besoiu, în parcarea de la Cazarma 90, în zona Gării, pe strada 9 Mai, în zona intrării la stadion pe strada Vasile Cârlova și în parcarea din piața Aurel Vlaicu. Suma estimată pentru realizarea investiției este de 1,55 de milioane de lei, iar banii provin din Fondul de Mediu prin programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi. Fiecare stație va avea câte 2 puncte de încărcare, unul cu încărcare rapidă și celălalt cu încărcare lentă. După amplasarea acestor stații, municipalitatea intenționează să mai instaleze în Sibiu alte 45 de stații de încărcare prin proiectul care prevede și achiziția de autobuze pentru zona periurbană a orașului. Numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 reîncepe să crească la nici 2 săptămâni de când marile state europene au anunțat că se confruntă cu un potențial nou val de COVID, numărul bolnavilor a început să crească și la noi. Într-o declarație făcută de către Ministerul Sănătății, Alexandru Rafila, acesta a declarat că varianta dominantă rămâne Omicron, însă că în doar 1 săptămână numărul cazurilor a ajuns la aproape 8.000 și în perioada următoare este posibil să continue să crească până la 10.000 de cazuri pe zi, nu pe săptămână. În ultima săptămână s-au înregistrat aproape 8.000 de cazuri, mai exact 7.726 de cazuri, un procent important, 1.307 cazuri din aceste 7.700 sunt pacienți reinfectați, deci pacienți care au trecut prin boală în ultimele 90 de zile. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate este de 922 în toată țara, sunt cifrele din toată țara. La ATI sunt internate 52 de persoane, dintre care jumătate sunt nevaccinate și jumătate sunt vaccinate, 25 sunt nevaccinate. Deci o proporție apropiată, similară cu cea de acoperire vaccinală din țara noastră. Numărul de decese, din fericire, rămâne mic și o să vedeți acest lucru. 16 decese pe parcursul unei săptămâni.
Și în această perioadă s-au efectuat peste 70.000 de teste. Noi am contactat încă de săptămâna trecută direcțiile de sănătate publică privind pregătirea unei eventuale creștere a numărului de cazuri. Astăzi am făcut o teleconferință cu spitalele din București, cu ambulanța și cu Direcția de Sănătate Publică, încât să asigurăm condițiile pentru spitalizarea persoanelor infectate, indiferent de patologie, adică infectate COVID care au nevoie de îngrijire pentru COVID sau infectate COVID care au nevoie de îngrijire și pentru alte afecțiuni. Lucrul ăsta nu trebuie să afecteze niciun fel accesul la servicii de sănătate pentru populația generală. Mai mult încercăm să oferim mai ales copiilor care în această perioadă poate că sunt mai sensibili, stau mai mult în preajma părinților. E mai puțin probabil acum ca infecția să provină de la copii către părinți, mai degrabă invers, pentru că copiii sunt în vacanță. E bine să poată să obțină opinie medicală de la medicul de familie sau o să ne gândim și de accesul la centrele de evaluare. Poate că o să dezvoltăm chiar centre de evaluare pentru copii, mai ales că copii în această perioadă au și alte probleme, nu numai COVID, au boli diareice, au multe alte lucruri și e bine să oferim un acces mai ușor la servicii specializate ambulatorii, ca să evităm, nu numai să scădem presiunea pe spital, dar știți cum e, când ești în spital există și alte riscuri, inclusiv de transmiterea unor infecții, și e bine să evităm aceste riscuri. Șeful de la Sănătate spune că sunt luate în calcul două scenarii, unul în care vârful acestui val ar putea fi atins în luna iulie și un altul în care ar putea fi atins în primele două săptămâni din august. Pentru a preveni infectarea, se recomandă folosirea substanțelor dezinfectante, aerisirea încăperilor pentru cât mai mult timp și evitarea zonelor aglomerate. Românii au o vorbă: mama nu este cea care te face, ci cea care te crește. În loc să meargă la muncă pentru a-și îngriji copiii, două femei au fost prinse de polițiști în timp ce încercau să profite de pe urma lor, trimițându-i la cerșit. În primul caz este vorba despre o femeie de 52 de ani prinsă de polițiști pe strada lungă din Sibiu, în timp ce încerca să-și convingă fiul, un bărbat în vârstă de 28 de ani cu grave afecțiuni atât fizice cât și psihice, să apeleze la mila publicului. Polițiștii de la ordine publică au pus însă punct afacerii femeii și au dosar penal. În cadrul aceleiași acțiuni de combatere a cerșetoriei și a vagabondajului, polițiștii sibieni au depistat în aceeași zi, pe aceeași stradă, o femeie de 32 de ani, care, folosindu-se de fiica minoră, în vârstă de doar 5 ani, apela de asemenea la mila publică. La data de 3 iulie, în cadrul activităților specifice desfășurate de către polițiștii biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Sibiu pe linia prevenirii și combaterii faptelor de vagabondaj și cerșetorie, pe strada lungă din municipiul Sibiu a fost depistată o femeie de 52 de ani care îl determina pe fiul acesteia, în vârstă de 28 de ani, persoană cu dizabilități fizice și psihice, să apeleze la mila publicului. În urma celor constatate, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exploatare a cerșetoriei. În aceeași zonă, o altă femeie de 32 de ani a fost depistată în timp ce apela la mila publicului, folosindu-se de fiica sa minoră în vârstă de doar 5 ani. Și în acest caz, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire a unui minor în scop de cerșetorie. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii de la ordine publică au mai aplicat 4 sancțiuni contravenționale pentru cerșetorie. O casă s-a făcut scrum duminică în Bârghiș. Culmea este că cel care a pus foc locuinței este chiar proprietarul acesteia. Duminică după amiază, pompieri din Mediaș și Dumbrăveni au fost solicitați să intervină de urgență pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta generalizat la o casă și acoperișul acesteia. Când au ajuns salvatorii la fața locului, flăcările înghițiseră întregul imobil. În ajutor le-au sărit și pompierii voluntari din Biertan. Deși pompierii s-au luptat vitejește cu focul, nu au mai putut salva mare lucru. Casa a fost distrusă în proporție de 90%. Bărbatul care și-a incendiat propria locuință are probleme psihice și a fost transportat la spital.
Pompierii militari medieșeni au fost alertați de producerea unui incendiu la o casă de locuit în satul Richiș, comuna Biertam. La locul indicat s-au mobilizat prompt două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor medical calificat SMURD. De asemenea, la această intervenție au participat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Biertam. La sosirea forțelor, incendiul cuprinsese întreaga casă și acoperișul acesteia. Un bărbat cu tulburări de comportament a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la camera de primiri urgențe Mediaș. Incendiu a afectat casa în proporție de aproximativ 90%, precum și mobilierul și electrocasnicele din interior. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de utilizarea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. Polițiștii rutieri le-au pus gând rău vitezomanilor în weekendul care tocmai s-a încheiat pe drumul dintre Sibiu și Agnita. Oamenii legii au aplicat 65 de amenzi. Dintre acestea, 51 au fost pentru viteză excesivă. În 7 din cazuri, conducătorii auto au rămas și fără permis pentru următoarele 3 luni. Este vorba despre șoferi care au depășit cu peste 50 de kilometri limita de viteză legală impusă pe respectivul segment de drum. Vorbim despre șoferi care au circulat cu viteză de până la 114-117 km pe oră. În cursul zilei de duminică, polițiștii rutieri au acționat în sistem integrat alături de cei de la Registrul Autoromân. În doar 3 ore au fost aplicate 21 de sancțiuni și au fost retrase 8 certificate de înmatriculare. În cadrul acțiunilor, polițiștii rutieri au aplicat 65 de sancțiuni contravenționale, din care cele mai multe, mai precis 51, pentru nerespectarea regimului legal de viteză. În 7 situații a fost aplicată și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile, întrucât șoferii au depășit cu peste 50 de km la oră viteza față de limita maximă admisă. Alte sancțiuni au fost aplicate pentru neportul centrului de siguranță, dar și alte abate, și totodată au retras 4 certificate de înmatriculare. Totodată, la data de 3 iulie, în intervalul orar 19-22, polițiștii rutieri au acționat împreună cu specialiștii Registrului Autoromân pe același drum județean 106, fiind aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, din care 13 pentru defecțiuni tehnice, și au retras 8 certificate de înmatriculare pentru modificări neomologate aduse sistemului de iluminare și sau semnalizare, folii aplicate pe geamurile din față, modificări neomologate ale sistemului de evacuare a gazelor, dar și pentru lipsa ITP. De vineri până duminică, Muzeul Astra din Sibiu devine capitala vinului de bună calitate. Aflat la ediția cu numărul 5, Vin Festul vine să încânte toți iubitorii de licori bahice. În deschiderea evenimentului vor cânta pe scena de pe lac moldovenii de la Zdob și Zdup. Vor fi prezente 9 crame române și din străinătate, care vor aduce în fața publicului cele mai alese vinuri. Evenimentul se va desfășura în perioada 8-10 iulie. Faptul că această ediție de Vin Fest, organizată în anul 2022, are loc la Muzeul Astra, este vorba despre ediția a 5-a, știți că nu este deloc întâmplător acest aspect. Muzeul Astra are o tradiție în tot ceea ce privește tradiția, iată, a viticulturii românești. An de an organizăm aici ateliere meșteșucărești, prin care învățăm vizitatorii cum să facă must sau vin, utilizând unelte arhaice sau instrumentar arhaic, cum îi spunem noi. Să nu uităm prezența gospodăriei de viticultori SAS din Șeica Mică, din județul Sibiu. Este un monument funcțional în Muzeul în Aer Liber, așa cum ați relatat bunăoară de nenumărate ori în cadrul știrilor eveniment. Aici, în dese rânduri, noi punem în scenă animații culturale care strâng zeci de mii de vizitatori. Și de asemenea avem Casa de Viticultori din Vlădești, poate vă spună cunoscut. Este recunoscută pentru prezența ei pe o bagnotă intens folosită de români, dar și pentru plantația de vie de alături, tocmai pentru că noi recreăm mediul înconjurător dedicat viticulturii din această zonă, de unde provine gospodăria respectivă, din zona Olteniei. Cert este că interesul crescut al vizitatorilor noștri în Muzeul Astra pentru acest element istoric al viticulturii, al vinului, ne-a determinat să coorganizăm în acest an acest festival unic și totodată special numit Vinfest. Salutăm aici prezența celor 9 crame și producători de vin
dar și a celor de la Stop și Zdup, care ne-au făcut atât de mândri la ediția din acest an și nu numai, a concursului Eurovision. Aceștia vor deschide, practic, evenimentul Vinfest într-un concert vineri seara. Concertul va avea loc pe scena plasată în zona Târgului de Țară. Mare eveniment în familia trustului de presă Eveniment din Sibiu. O nouă licență de emisie câștigată, o nouă arie de acoperire. Data de 30 iunie 2022 va rămâne cu siguranță în istoria radioului Eveniment FM. În urma participării la concursul organizat de Consiliul Național al Audiovizualului, Eveniment FM a câștigat o nouă frecvență de emisie de această dată pe litoralul românesc, 95,9 FM, acoperind astfel un total de 4 mari orașe reședință de județ, Sibiu, Râmnicu, cu Vâlcea, Pitești, Constanța. Noua frecvență va acoperi zona de litoral și localități precum Constanța, Murfatlar, Medgidia, Costinești, Eforie sau Neptun. Suntem bucuroși să vedem că Radio Eveniment este apreciat în atâtea colțuri ale țării și motivat să ajungem în cât mai multe orașe pentru a bucura ascultătorii cu programele noastre. Putem afirma în acest moment că Radio Eveniment a devenit din local regional. Politica noastră de dezvoltare se bazează pe realizarea de stații locale regionale cu program propriu dedicate comunităților în care se recepționează fiecare stație, spune Alin Călin, directorul trustului de presă Eveniment Sibiu.